Până la Sinfonia Lalelelor, în luna mai, pe străzile Piteștiului nu vor mai fi maidanezi, promitea primarul Tudor Pendiuc în luna noiembrie. De la începutul campaniei de strângere a maidanezilor și până astăzi au fost ridicați de pe străzi peste 1100 de câini. Dintre aceștia, 90% au fost adoptați, în mare majoritate de către fundația Iubiți Maidanezii. În adăpostul de la Zmeura, administrat de primărie, mai sunt doar 50 de câini. Este foarte important de precizat că anual au fost mușcate de câinii fără stăpân circa 2500 de persoane, iar tratamentul antirabi costă, ca să nu mai vorbim de disconfortul creat. Primim numeroase petiții pentru a colecta câinii de pe străzi, care pun în pericol, așa cum s-a văzut și s-a întâmplat, integritatea fizică a cetățeanului, mai ales a copiilor și a bătrânilor. Pentru aceasta vom continua să colectăm câinii de pe domeniul public fără a mai permite returnarea lor în teritoriu. Acțiunile de colectare se vor extinde și în localitățile limitrofe pentru a evita migrarea câinilor pe străzile municipiului, informează Primăria Pitești.